stradă pentru că eu am foarte multe probleme. De exemplu? Cu sistemul judiciar. În primul rând sunt victima unui accident rutier. Întâmplat aici în București, în urmă cu 3 ani ceva. Ok, și mai de ce, ce semne? În 2018, pe 10 octombrie. Am avut probleme cu sistemul judiciar respectiv, cu păi procurorul ce v-au găsit, de caz. V-au găsit vinovat pentru acel accident sau cum s-a întâmplat în proces? Păi nu, procesul încă nici nu a început, de 3 ani și ceva. Oho. Am avut probleme cu despăgubirile, am avut probleme cu cercetarea penală, eu aveam calitatea de pieton. Și cineva m-a accidentat. Întâmplător sau nu, persoana care se presupune că a condus mașina, pentru că eu nu am certitudinea că a condus o persoană care se presupune, pentru că în mașină erau două persoane, un cuplu. Și credeți că s-au schimbat cu locul, da? Da, este posibil să se fi schimbat, pentru că s-au întâmplat următoarele lucruri. Persoana care se presupune că a condus mașina întâmplător sau nu se numește la fel ca procurorul de caz. E o coincidență. Păi, mai ales dacă e numele Popa, e cel mai răspândit. M-am gândit și eu, nu, se numește Ivașco. Ivașco, e mai rar. Mai rar așa nume. Și m-am gândit și eu că este posibil să fie o coincidență simplă, numai că după ce am ieșit din spital și în perioada de convalescență, când am stat la pat, am stat și m-am documentat cu privire la legislația în materia accidentelor, a despăgubirilor, la legea 132 și am făcut plângere. Și după aceea, la vreo 4 luni după accident, prin aprilie 2019, cred, nu știu sigur, dar cred că în martie-aprilie, am formulat către parchet o cerere prin care am solicitat o expertiză tehnico-judiciară, auto. Deci am cererea, pentru că eu toate cererile pe care le-am formulat m-am deplasat la instituție și am solicitat număr de înregistrare, am mers cu dublu exemplar. Da, da, la cancelare sau registratură. La registratură. Am cererea pe care, prin care eu am soluționat expertiză tehnico-judiciară, am răspunsul de la procurorul de caz, care îmi spune că la momentul de față nu se impune o expertiză tehnico-judiciară. În condiția în care, când eu am solicitat expertiză, aveam deja de la Institutul Național de Medicină Legală Mina Minovici 100 de zile de îngrijiri medicale. Deci erau peste 90 de zile. Mai mult de 3 luni. Erau... Nu, n-am stat. Am stat puțin. Am avut piciorul rupt. Ok. Îmi țineam talpa piciorului în palmă. Se țineam 3 cm de piele. Și aveam, deci, era infracțiune că erau peste 90 de zile de îngrijiri medicale și totuși a zis că nu. Și a acceptat o expertiză după un an și 3 luni de zile, sau 4 luni, sau 5 luni, respectiv cu cele 4 luni până a solicitat, eu la un an și 9 luni după accident. A solicitat o expertiză tehnico-judiciară. Și suspectați corupție sau incompetență? Corupție. Cel mai probabil. Corupție, nu, sigur, pentru că au dispărut imaginile de pe camera de supraveghere de la, din intersecție. Deci accidentul s-a întâmplat acolo, la Păcii, la intersecția unde este autogara militară. Și imaginile au dispărut. Deci imaginile când... Poliția le avea și după aia au dispărut, da? Nu, de la poliție au dispărut și au spus că așa au primit CD-ul de la primărie. Și au primit un CD-ul cu 30 de minute de filmare și nu arată decât după ce banda unde s-a întâmplat incidentul, evenimentul rutier, îl arată decât când vine salvarea. În rest, rămâne camera focalizată pe celelalte 3 benzi. Înțelegeți? A patra nu. Și erau documente din care să facă o cercetare corectă pe care eu am solicitat-o, pentru că la intersecția cealaltă, la intrare din Pitești, unde era și acolo semaforul roșu pentru mașini și verde pentru pietoni, era o mașină care avea o
cameră de luat vederi pe bord și a filmat evenimentul, numai că nu se vede foarte clar, nici ne-a condus pentru că este distanță și era și seară, era măcar tineric. Ceva. Dar puteau să trimite la expertiză, la Institutul de Criminalistică. Am solicitat și nu au trimis. Pentru că persoana care era... De 4 ani dosarul e la închetă. De 3 ani și ceva, da. Aproape 4, acum, 3 ani. L-au trimis la judecătorie. Și ulterior am avut problemă cu asiguratorul, pentru că v-am spus că eu când am stat în convalescență, m-am documentat și cu privire la modalitatea de despăgubire. Am formulat o cerere de despăgubire în amiabilă către asigurator și asiguratorul, conform legii, trebuia să îmi răspundă în 30 de zile. Să îmi răspundă dacă îmi soluționează cererea sau dacă nu mi-o soluționează. Așa cum spune articolul 21, aliniatul 1 din legea 132 pe 2017. Și asiguratorul, pentru că a fost comod, probabil că așteaptă să-i facă munca polițiștii, și pentru că am un document foarte important din partea asiguratorului către brigada rutieră, prin care îi spune că în condiția în care va dispune în dosar o expertiză tehnico-judiciară, ei sunt de acord cu expertiza standard. Deci asta nu știu ce înseamnă. Deci înseamnă că organele de cercetare penală, respectiv brigada rutieră, au niște obiective standard, adică ei încearcă să diminueze prejudiciile cât pot. O fi și acolo caz de corupție, altfel ce interes ar avea? Are interesul, pentru că concluziile mele și raportat și la documentele pe care le am, este că mafia asigurărilor este foarte mare, a corupt până și sistemul, cât mai puțin și pentru asta. Să plătească cât mai puțin, pentru că banii sunt sifonați prin fel și fel de metode și ajung prin alte părți, nu numai la păgubiți, nu? Și până acum sunteți cu paguba și fără niciun fel de dreptate și fără nicio speranță. Și problema cea mai importantă este acum, pentru că oricum s-a pregătit și s-a dispus falimentul la societatea care era asigurată persoana asta care m-a accidentat. Ideea este că acum am un proces pe rol la judecătoria sectorului 5, care trebuie să se pronunțe pe data de 12, săptămâna viitoare, marți. Acesta este motivul pentru care protestez. Am protestat 3 zile și ieri și astăzi la curtea de apel, acolo, pe trepte. Pe acolo, în incinta unde este curtea de apel București, acolo la Unire, în clădirea aceea mare. Acolo e și judecătoria sectorului 5. Sectorului 5. Deci la instanță v-ați dus. Da, ca să vă audă chiar magistrații care examinează cazul. Pentru că este un dosar de împotriva unei ordonanțe de netrimitere în judecată. Am formulat împotriva unor lucrători din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară o plângere pentru înșelăciune. Pe cine acuzați de înșelăciune? Comisia de analiză a petițiilor, pentru că eu am formulat o petiție către autoritate prin care am solicitat să îmi răspundă în calitate de autoritate care controlează asiguratorii și care veghează dacă legea asigurărilor este respectată, pusă în vigoare, și în calitate de autoritate emitentă a normei 20/2017, este o normă, un fel de regulament de punere în aplicare a legii 132. Și ei au denaturat legea și mi-au dat informații care nu erau reale. Interpretarea legii, că legea este scrisă, cum poți să denaturezi, dar cum o interpretezi, contează. Nu, pentru că se referea la termenul în care asiguratorul era obligat să-mi răspundă în termen de 30 de zile, era obligat, nu să-mi soluționeze favorabil. Prevede legea că este obligat să răspundă, chiar dacă soluționează cererea, trebuie să răspundă în baza articolului 21, aliniat 1, litera A, iar dacă nu, duce o soluționează să te notifice cu scrisoare, cu confirmare de primire, tot în termen de 30 de zile, să spună de ce nu
ți-a soluționat cererea. Dacă mai este nevoie de ceva, dacă n-ai îndeplinit niște condiții, chestii de genul acesta. Și ei nu mi-au spus. Și ei au interpretat legile. Au zis, nu. Termenul nu începe de la data de când depui, pentru că așa spune legea. De când depui cererea de despăgubire, termen de 30 de zile. Și ei au zis, nu. După ce termenul începe să curgă, după ce au obținut informațiile de la poliție. Este un text de lege, un articol, articolul 40, prin care asiguratorii adresează persoanelor care fac cercetări la fața locului, solicită informații despre eveniment. Și ei nu au solicitat în termenul legal, pentru că au trimis abia după ce am formulat cererea, au trimis după 18 zile adresă către poliție să le trimită. Și atunci pur au fost și comos, pentru că înainte legea care este în vigoare, a intrat în vigoare în 2017. Evenimentul rutier s-a întâmplat în 2018. Și înainte era o lege care asiguratorii trebuiau să răspundă în 3 luni de zile. Deci era un termen mult mai mare, de 3 luni, de 1. Probabil dacă ei au rămas acolo setați pe legea veche, pe comoditate, pe chestii de genul ăsta, și n-au răspuns. Și am formulat cererea la autoritatea de supraveghere financiară. Și aceștia, pentru că am ajuns la concluzia că sunt avocații asiguratorilor, nu sunt entitatea care îi controlează. Dar plătiți din bugetul public, din banii noștri, trebuie să ne apere pe noi. Nu, că nu sunt numai de ei, și produc bani. Se și autofinanțează din amenzi, pentru că este o lege care toate amenziile care le dau, prin lege jumătate se duc la guvern și jumătate îi încasează ei. Deci și de la guvern cred că un fel de mită. Și o șpagă pentru că i-a înființat, pentru că autoritatea, cel mai puternic conglomerat financiar din România, este înființată printr-o ordonanță, cum se spune, noaptea ca hoții. Nu este, eu din punctul meu de vedere, așa, asta este opinia mea, nu este echitabil. Na, dar și jos să înființeze asta e structura, asta e cadrul legal, l-a făcut trebuia, Parlamentul, guvernul, nu mai putem. Trebuia să printr-o lege organică, asta emisă de Parlament, treabă. Nu printr-o ordonanță. Și mergeți în toate instanțele, demersurile astea le faceți singur sau aveți vreun avocat? Singur, apărător. Pentru că la început atunci, în 2018, la începutul 2019, am consultat câțiva avocați, două case de avocatură de aici. Am fost atunci la început și la o firmă din asta, sunt niște firme de recuperări, aici, prin tot Bucureștiul, și am ajuns la concluzia că sunt niște oameni care îi țepuiesc pe clienți, fac parte din sistem și ei nu pledează pentru justiția reală. Dar deocamdată și... n-ați mișcat pe Troid în loc singur, dosarul e încă în anchetă. Păi nu l-am mișcat pentru că este foarte greu, pentru că la început am mers și pe principiu să am încercat să soluționez problema pe cale instituțională, să nu mă dau un spectacol, să ajung pe la presă și chestii de genul ăsta. Nu-i mare spectacol și să ieși cu protest solitar, măcar o buvuzelă dacă aveați să-i deranjați cu zgomot. Păi nu, că am avut și am primit amendă. Cum așa? De ce? Pentru că au spus că n-au găsit niciun motiv, pentru că eram singur și le-am explicat că protestez în baza legii și în baza prevederilor constituționale și au dat totuși amendă, au găsit. Și n-ați contestat-o? Păi am contestat-o și am găsit un judecător care mi-a dat dreptate, dar nu mi-a dat 100%. Și ați avut acces la tribunal după aia? Păi nu am mai făcut. I-a dat-o ca avertizare sau ce? Da, mi-a dat-o așa. Și a rămas așa, n-a contestat poliția? Păi nu, n-a contestat, că știe că nu aveau vina. A, măcar așa ați scăpat ușor. Deci, nu, dar pentru că aveți dreptul. Mi-a asocit ochipurile că, na, că mi-au făcut un bine ca să nu mai dau bani și pe partea cealaltă m-au obstrucționat că nu mi-a dat dreptate să mă pot îndrepta împotriva lor pentru că m-au nedreptățit. Pentru despre da. Nu, dar acum, să mai protestați acum. Aveți voi în baza Constituției, în baza Convenției Europene? Să îmi termine ideea de dinainte, ideea este că este foarte greu că... Nu este o activitate asta, am și eu familie, am gospodărie și eu sunt de la Râmnicu Vâlcea. Oho, nu din este București. Este și un anotimp care am și eu pe acolo gospodărie, solar. Acum am găsit... Cât de des veniți aici?
Păi am venit săptămâna trecută și am venit săptămâna asta și acum să vedem în funcție de cum mă mai putea soția. Te-o zi pe săptămână, da? Să mai stau eu pe aici vreo zi, două. Să-i mai deranjați, dar vreo reacție, ceva, iese cineva nu, de la CSM, nu. De la nu curtea de apel, a ieșit? Nu iese la curtea de apel, am avut ceva de... Deci astăzi am scăpat aici printr-o neglijență. De am intrat înăuntru și am stat, cred că două ore și ceva, acolo. Tot colozincele așa, da? Da. Pentru că nu permit, deși nu este lege, mă rog de ei ca să îmi prezinte o lege care îmi interzice să protestez în interior cu lozinci și nu vor să-mi prezinte. La curtea de apel m-au obstrucționat și nu mi-au dat voie să intre. Da, acolo se intră cu controle de corporale, e ca la aeroport. Am sunat la 112, am spus că sunt după un număr de telefon care este un abonament și se poate scoate înregistrarea. Am declinat și mi-am spus toate datele, am spus că sunt obstrucționat, am solicitat să vină să facă, deci am sesizat să vină la fața locului să facă o constatare că nu sunt lăsat și nu au vrut. N-au venit deloc? Nu. Nu putea mai rău să vină și să vă amendeze pentru chemare, că nu era urgent. Nu avea pentru ce? E așa amendează oamenii, că nu era o urgență. Eu după ce am fost sancționat în fața la ASF acum un an și ceva, mi-am făcut temele și eu acum am formulat o cerere către primăria municipiului București. Da, și primăria zice, dacă e protest solitar, poți să vii fără notificare. Nu am solicitat aprobare pentru că eu nu am nevoie nici de aprobare. Nu e necesar, da. Eu am informat primăria. Că și am protest. Spus că începem cu data de 30, da, luna notificare, conform anterioară, în cursul anului, în fața instituțiilor, instanțe judecătorești, CSN-ul, Ministerul de Interne, parchete și ASF, eu voi protesta la momente diferite. Mm-hmm. Nu solicit aprobare pentru că am dreptul conform Constituției și legii și există o decizie pentru a limita posibilitatea protestului, s-au mai dat o decizie prin 2000, cred că prin 2000, nu știu când este dată. Nu contează. O decizie ca să interpreteze puțin, să restricționeze protestele, dar numai pentru adunări publice. Nu era cazul meu și am înștiințat primăria și am solicitat să anunțe Ministerul de Interne, să anunțe jandarmeria și poliția locală de acțiunile mele și să-i anunțe, pentru că există obișnuința ca instituțiile să apeleze la serviciile acestor instituții ca să vină, deși nu au nicio normă legală, să mă intimideze și să ceară aprobare. Și aceasta a fost aia la primărie. Notificarea de la... Și aceasta chiar este... înscris de mână ați făcut-o, nu e-mail. Da. Am trimis-o pe mail, dar scris pe mână, am printat-o și trimis-o. Ah, ok. Înțelegi că pe din alea se mai modifică, se mai... Și aici este răspunsul de la primărie, în care mă înștiințează că a anunțat. Da, și a venit și pe acolo, pe la ASF, a venit poliția, am mai venit și am spus, domnule, nu s-o vii degeaba, nu se mai poate să mă sancționez și... Se poate, România e stat polițienesc și descurajează pe orice cale protestul. Du-te după aceea și te plânge în instanță, câți bani umbli pe drumuri, ca să demonstrezi că avea un drept fundamental, constituțional, să te exprimi sau să protestezi. Cum vă numiți? Mihai Constantin, sunt de la Râmnicu Vâlcea. Mihai Constantin, scrie aici undeva? Nu. Nu. Poți să filmezi și lozinca din spate? Da. Spun că are alt mesaj și e mai mașcat scris. Aha. Mihai Constantin de Râmnicu Vâlcea. Nu v-a reproșat nimic că aveți protest simultan, conform legii 61, nu-i voie cu proteste simultane în același loc, domnul tot protestează. Ar fi culmea. Nici măcar nu e adunare publică, sunt două proteste solitare și încăpem și încă 10 aici. Vă doresc izbândă.